Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de sau, fraților. Ba, avem un nou modpack, e modpack-ul lui Mike pe X. Aveți canalul lui în descriere, dați-i un subscribe acolo la băiat. E un modpack super, super șmecher, mai ales că e ăsta e preferatul meu, gen ăsta, nu știu cum să vă zic. Ținta asta, playerul ăsta, nu știu cum să zic. E preferatul meu și meniul e super șmecher. Bine, arată chestiile astea, dar sunt doar poze, adică nu poze. A? Uite, mă, că dacă dai pe ele, se duce, vezi? Na, mă rog. Practic, modurile sunt super șmechere. Vi le recomand. Aveți oricum link în descriere de la canalul lui. A pus la download acolo. Dați-vi un subscribe dacă na, vă place ceea ce face. Joacă pe Orange, din câte știu. Ia uite, și sunetul, mamă, și efectele și alea. Mamă, mamă, ce frumoase sunt. Deci, modurile alea lui Tudor mi se păreau cele mai șmechere. Dar, uite, sunt un pic buguite. Dar nu contează. Adică, bine, și alea sunt șmechere. O, are și first person, atâta, frate. Fratelo, atât am vrut să văd. Da, mă rog, oricum sunt super șmechere modurile. Am zis să joc cu ele, o să încerc mai multe moduri și care o să-mi placă cele mai mult o să joc cu ele în fiecare videoclip. Bine, nu chiar în fiecare, că le schimb, recunosc, dau cum niște moduri 100 de ani, dar zic așa că ide, sunt super șmechere. Bă, Station Structors. Cât mai am licența suspendată? 4 ore, mamă, mamă, bă. Da, 4 ore mai am licența suspendată. Nu știu ce să fac până atunci, cred că o să mă duc la Paint. Că, dar bine, nu știu dacă e cineva la Paint. Cineva. Nu mai știu care e cea mai populată frecvență pe serverul ăsta. Știu că era 1000 set frec. 69. Cineva. A, lol, eram pe aceeași frecvență. Dar, mă rog, eu o să mă duc la Paint să le dau bună la băieți. Oricum, e super șmecher mod pe costa, frate. Nu sunt legale modurile în Mafia, dar sunt super șmechere. Adică dacă spui o mapă rotundă și scos Cleo, e super șmecher. Na, pui mei frate, hai să mergi noi la Paint să-i terifiem. Băiți, ai mă, că s-ar putea să fie cineva. Ai mă, că-s doi playeri, mă. Paintball, bă, și fix când era pe mapa mea preferată. Acum ne ducem pe... Wow, pot să zic doar... Și ținta asta. Wow, chiar wow. Pot să zic numai wow. No, astea sunt modurile care o să joc foarte mult timp. Deci, Mike, dacă te uiți la videoclipul ăsta și sunt sigur o să te uiți pentru că o să fie. Uite ce terifiez, frate. Uite ce terifiez, wow. Bă, mersi că ai pus modurile astea. Unde mă trage cu ei? Bă, 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 uite pe ăla. Mă, încă... Eu uite-și cum moare, bă, ești nebun. Uite cum o pica săracul, zici că e în depresie și s-a pus așa să se culce. What the fuck? E ciudat, dar... Uite, what the fuck? Ah, n-are mouse fix. Wow, n-are mouse fix. Nu are mouse fix și e de căcat la Deagle. Într-o parte zice mai rapid și într-o parte mai încet. Mai bă, măcar un mouse fix, ceva, bă, bă, mai, bă, mai dezamăgim-o, mai, bă. Așa. Bă, un mouse fix dacă puneai, bă. Bă, un mouse fix, ceva, dar n-ai pus, mă. Nu-i problema, nu-i chiar unde. Bă, n-are una inca ceva aici. N-are, m-am speriat că poate are inca, dracu. Că mai zi ăștia care... Aie, de ce era să mor, dar... Super șmechere modurile, nu înțeleg de ce nu... A, stai că eu am suit fake-ul, dar nu se vedea exact ca la mine, dar eu am suit fake-ul, asta e problema. Oricum sunt super șmechere modurile, pui mei frate, uite ce șmecher și nu-s lag, adică nu știu, dacă am eu 101 FPS-uri pe ele, înseamnă că nu prea fac lag. Acum, pui mei, dacă ai un Pentium de la și un 2 GB de RAM, s-ar putea să-ți facă lag, dar dacă ai un i3, nu o să-ți facă lag. L-am luat, bine mă. Nu o să-ți facă lag dacă ai un i3 și un 4 GB de RAM. O să ai 60 FPS-uri, deci e ok. Uai, dar ce bine dau mă cu modurile astea, ești nebun? O să jucăm numai pentru să... Alo, da băieți. Uite aici, alo, da băieți. Doamne, bă, ce nebun. Na, puii mei și mai erau... Uite și cosa, bă, mani, lasă-mă pereții, mă, că... l-am terifiat. GG. Da, puii mei, să-i fost skin. 253, că ăsta e cel mai frumos skin din lume. Eu pleu și la bă, mâncați aș gura acum, te pune te crouch, pune te crouch. Wow, degeaba. Da, wow, se aude aia de la GTA 5, ești nebun. E super șmecher cu mod pe cu... Dau de fiecare dată, dar uite și acolo aici sus cum arată. E super, frate, super șmecher, uite, să ai Cyrex, a? Și ăsta cu micul ăla, sau cum se numește. Bă, skin-urile GSA astea toate? Uite-l, măi, cum... Bine, mă, l-am terifiat, mă. Dar oricum, modurile sunt super șmechere. Bine, acum nu vă pot obliga să le luați, dar dacă vreți, sunt super șmechere, frate. Super, super șmechere.
Părerea mea și nu fac lag. Și na, o să mai încerc să caut să fac și mod pe cu meu, că am avut mai de mult o tentativă de mod pe, l-am făcut super ok și alea și după aia nu l-am mai postat, că mi-am instalat Windows-ul ca alea și n-am mai apucat să-l postez. Mă terifiază, na, mă rog. O să încerc să fac și moduri când o să am timp. Acum nu pot să fac. Oh, am luat 50k, frumos, frate. Ce mai am? Mamă, 1055 de RP-uri, ești nebun câte am. Oaie. What? LOL? Ați văzut chestia asta? Chiar merge? Stai așa, să-l omor pe ăsta și după aia vă arăt. Oaie, ce bine trag. Oaie, ce mafiot adevărat sunt. Stai. A, de unde e? Aha, stai. Ah, fuck, am vrut să mă arunc așa peste ea, să mă arunci în sus. LOL, chiar merge chestia asta și pe... What? Zici că ești pe Team Fortress cu... Mă terifia, mă. Da, dar sunt mort acum. E un bug, gen, nu te omoară instant, dar dacă sari, după aia mori. Da, și ce mă, ce să mai discutăm, băiții, că mă duc pe Yellow și o să joc acolo serios. Nu, dar faza e că o să fiu la bunici când o să joc pe Yellow. Adică, când se deschide Yellow, eu o să fiu la bunici. Vineri eu o să plec, adică bine, nu vineri, o să plec joi. Și vineri o să fiu acolo. Și nu o să pot să filmez pe Yellow, gen deschiderea. Mă, scuzați, dar ce să fac, o să filmez oricum episoade din avans, pe Red, pe RPG 1, văd pe unde mai intru. Să filmez episoade din avans, după când vin prin 17, adică peste 3-4 zile, nu știu exact când o să vin, dar peste 3-4 zile vin. O să filmez pe... ala zis, zic, o să filmez pe Yellow Bugged și o să am deja vreo 50 de ore, cred. Pentru că o să mă joc, toată ziua mă joc pe Yellow, frate. Ui ce bine tram în cața și mafiot mă fac să îmi bag piciorul mafiot mă fac pe el. Na, pui mie frate, o să încerc să joc acolo cât mai serios posibil. Nu neapărat pentru funcție, da, că o fi, o fi. Dar nu neapărat pentru funcție, frate. Pentru că nu o să de bun de la sau 24 de ore pe zi ca să ce să iau și eu acolo un lider ceva. Eu mai să aș vrea lider ceva PD sau departament sau căcat. Da, oricum e treabă grea și nu e de mine. Da, oricum, dacă mă pun pe treabă, se poate. Plus că vine vacanța de vară, cel puțin 3 luni o să fiu un lider foarte activ. Adică eu, când e vacanță, credeți-mă, joc 7-8 ore pe zi, lejer în pui, sau și mai mult dacă mă enervez. Deci nu e treaba de asta. O să fiu cel mai activ lider de pe server, să-mi bag piciorul. Dacă iau, dacă nu iau, asta e. De oricum, la început o să se caute lider, deci toți avem șanse egale, știi. Unii mai puțin, că majoritatea joacă la Caterin, că la alea și... Na, unii copii, nu neapărat copii, că și mai mari, care văd, frate, uite, se caută helper, merge și noi facem admin după aia, nu, frate, noi nu joci pentru admin, ce căcat după aia. Pe par, adică pe pariu că dacă un copil de la ar lua admin cu aia, s-ar duce tot serverul, ar avea din 1000 de player, avea 300, care ar juca doar așa, din mila. Serios, ca admin trebuie, adică nu neapărat trebuie, trebuie să ai mentalitate cu aia, dar odată ce văd pe grupuri, posturi de alea, mi-am deschis și o server, căutăm admin slash helper. Vine unul în comentarii, frate, îmi dai admin 6 sau nu intru. Păi ce căcat, ăla-i matură în poeme. Dacă nu e admin, asta e, tot joci. Sau nu mai joci dacă te enervezi. Dar nu, frate, îmi dai admin 6 sau nu intru. Sau chestii de genul. Ce poeme, serios acum. Ah, lol, eram pe Steam. Nu, am crezut că n-am GTA-ul pe Steam. Mă rog, dacă aveți GTA San Andreas pe Steam și nu știți cum să-l băgați, gen să jucați, cu moduri și cu alea, dați cum un comentariu și vă arăt. Băi, coai, dădusem două hituri și m-am omorât, frac. Oricum, modurile astea sunt super șmechere și doar cu astea o să joc. Și de ce mi-apare skin-ul ăla de fată pentru o secundă pe ecran, lol? Mă rog. Uimie, frate. Mai știu că și noi aici un pic de pe... La ora 12 nu prea ai ce să faci. Intru acum, am umplut cu mașina prin oraș, deci mai bine un pic de acțiune pe aici. Ai de cap, bă, bă. Nu mai joc așa de bine, oricum. Recunoașteți, nu mai joc așa de bine. A, și s-a deschis o comunitate, stai să vă zic, s-a deschis o comunitate Bugged, știi? Bugged. Comunitate de a fantomă cu 10 playeri zilnic. Așa, și intru eu pe server și zic, bă, ce nume original aveți? Și mi-o dat ban pentru jigniri server. Sau nu Bugged, mă, cum mai știu cum se numea Bizon, sau nu mai știu, Bugged, nu mai știu, ceva de genul oricum. Cred că Bugged, mă, și am zis ce nume original aveți și mi-a dat bani pentru să insulte server sau ceva de genul. Păi,
Oricum am intrat cu un nume de la anonim, adică n-am intrat cu numele... Uite, trebuie să pună glonțul pe perete, n-am intrat cu numele Raul 2 ca sau ceva, că n-am vrut să mă fac de cacao. Ce, ia, ce șmecheră e chestia asta? LOL! Bă, modurile Mike sunt prea, prea OP, frate. Să nu uiți să spun canalul în descriere, by the way. Eu așa fac de obicei și când îmi dă unul un cont să-i fac promovare, eu îl las așa, adică îi pun... Wow, ce am pățit. Zic în video că îi fac promovare, dar sul la canal în descriere, nu-i pun canal în descriere, știi? Deci trebuie să-mi amintesc că modurile astea sunt bestiale. Bestiale. Prea, prea frumoase, uite, și animațiile și ia, hai să vedem smoke-ul dacă smoke. Wow. Ce, bă, 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 mă terifiază. Mamă, cum o luat și mă. Bro, go cry to your mama. Go, bă, de ce am 0 kill-uri și mai sunt 2 minute? Am stat 2 minute fără să iau nici... Ei, tu, rasa ta, în cur. Na, că te-am luat, mă. Și am un kill acum. Good. Da, mă, că tot veni vorba de good, am văzut că o lansat un cheat nouă. Doamne, cum trag mâncața și... Cred că am mâncat niște popcorn și... Am aici pe usuros pe mână și nu pot să joc al meu. Ei, tu, rasa ta, în cur, îmi dai 3 de-astea? Ba, 1, 2. Băi, eu îi dau... Eu la toți le dau 2 din 2 și după aia ratez, frate. Dau 2 hituri și ratez. Ei, să-mi punțe așa, fi skin 299 ăsta de... Ăla lui Zoco sau... Cum îmi cheamă ăla, de padrino de pe green. Oricum, admini ce mai ok admin de pe serverele Buggy, adică owner, mă rog. Zoco e owner pe green. Și bad... Și ownerii principale comunității, care au admin 6 pe toate serverele, care stii creatorii, mă rog, Shadow Scriptorul și TB, nu știu ce exact. O fi, adică nu știu dacă e scriptor, e ca și cum eu aș face cu Zedo, de exemplu, un server. Eu m-aș ocupa să filmez pe server, fa reclamă, chestii și Zedo s-ar ocupa cu scripting-ul și cred că ceva de genul ăsta, că nu știu dacă TV scriptează serverul sau nu știu, scriptea, abar n-am, nu știu. Dar faza e că... Na, pui mei. Și chiar e calmează cu frate, adică e... Nu știu câți ani are, cred că are vreo 20 ceva, dar e super, super, frate, calmează. Adică nu, calții admin care înjură că caturile alea, ești admin cu aia fi serios, știi? Și chiar e calul meu, e serios, pui mei, frate. Chiar dacă eu, dacă aș fi admin 6, n-aș fi cel mai serios admin, aș fi cel mai retardat admin. Adică nu cel mai retardat, dar dacă aș fi admin 6, nu, chiar n-aș face față la toate alea. Adică sancțiuni la admin, unul a făcut nu știu ce căcat, dă-i remove din admin, bagă-i admin, nu m-aș descurca. Eu, ca admin, sincer, nu mai report aș face, ca admin. Atât aș face pe videouri ca admin. Reporturi și mai dau un goto, house, un chestie așa de plin, dar doar reporturi așa ce vreau. Ca să ajut serverul și eu cu ceva să scap. Bă, dacă aș fi adins, nu mai te Team Viewer așa ce, nu mai Team Viewer să scap de toți codații, frate. Nu mai așa, la ora, de la ora 8 la 10, nu mai Team Viewer așa ce. Și cum ar scăpa tot serverul de codați? Doamne, mamă, ești elimina, frate, ca cum elimină la bacteriile, cum se numea, mă, la ferii sau cum se numea, ăla de vase, ferii, da. Adică nu bacteriile, mă, nu ăla, ăla de, ăla cu chelul ăla, bă, știți, de speli parchetul cu el, ăla cu chelul ăla, mă, de când eram noi mici, mă. Mă, frate, mamă, reclama aia, mâncața și reclama cu mine. Dar nu știu dacă mai există chestia aia. Oho, hai că mi-au și o post pentru C-Bug. C-Bug. Wow, vote map. Tenis. Da, hai mai și cum încă o rundă. Că mai vorbim un pic mai alea. Da, să mor eu. Deci de la ora 8 la 10 nu mai Team Viewer. Și nu Team Viewer cum fac băieții de pe Bizon, frate. Au scuze că a venit maică-sa, că nu știu ce s-a dus să mănânce. Cu aia te-a pus un test Team Viewer, duci până la cap. Păi, mama, mai așteaptă mi se mai răcește un pic mâncarea, frate, știi? Deci să mă apuce, a scăpat, nu vine ăla la mine, știi? Și eu am zis, bă, dar niște teste Team Viewer nu știi să faceți. Pentru că eu atunci chiar aveam, cred că aveam urme de rank în PC când m-a luat tipul ăla la teste Team Viewer. Dar nu m-a prins. Pentru că a căutat doar rank-ul acolo. Care nu te ajută cu nimic, că dacă eu schimbam numărul de la ăsta, numele de la fișier, cu ce l-a ajutat dacă căuta rank-ul? Că nu o găsi nimic. Trebuia să scrie GTA 2 puncte sau 2 puncte. Mă, poți sau să bage codul hex de la rank-ul. Și așa îl găsea. Da, bine, dacă scrie GTA SA 2 puncte MP, cauți trec o oră ca să găsești rank-ul, dar dacă scrie codul hex, îl găsești în câteva minute. Bă, cum se aude, zici că e Deagle.
Adică bine, e, doamne, zici că se aude, zici că e Deagle, se aude, zici că e Deagle-ul din Hitman. Deci, din Hitman 2. Prea, prea șmechere modurile alea. Culcat. Nu știu, mă gândeam să mă duc și pe robine frite, frate, dar... Baghet, frate, forța, ce păi mei... Adică bine, nu că aș avea ceva cu Awake sau Doamne ferește, nu, frate, chiți de treabă, dar... Nu știu cât o să dureze, dacă durează mai mult de 2 luni, eu... Și nu reușesc să fac nimic pe el, adică dacă iar o să fiu prost și nu mă abțin să înjur, chiar dacă o să mă abțin cât de mult, dar știi că eu când mă enervează cineva, îl înjur de toți morții, de toate neamurile, de toți străbunicii, și nu mă pot abține câteodată. Când e treabă serioasă, aș putea abține, da? Când e de la... Vine unul acum în chat și zice, futu-ți morții, mă, ești praf, ești slab, ești alea, să-mi ia și cere Skype-ul așa jurat de toți morții, să moră. Ești chiar așa, zic și eu. Păi, mă enervez repede, practic. Mamă, mai știu pe CS, mamă, când au venit încă o dată în echipa adversă și tot zicea easy în chat. Bae, am căutat pe tot internetul cum pot să-i aflu IP-ul prin Steam în pâine. Și vreau după aia să-i fac în ciudă, să alea chiar dacă n-am rotori să-i dau flood. Zic așa ca idei, făceam, ziceam, I got your IP, I'm hacker, I'm coming for you, știi, bă, cu aia deși eram foarte nervos. Dar așa, dacă vine unul și te jură, poți să te abții, pâine. Da, eu ca civil ce mă puteam abține? Plus că 2016 când jucam pe Blue, wow, îi tregeam numărul. Pe 2016 când jucam pe Blue, nu jucam pentru facțiuni, pentru alea. Bă, și veneau, nu s-o băgat unul, să vă arăt. Hai că vă arăt acum, slash, live, pain. Acum e faza unde vă arăt. De fapt, este de tot în joc. Hai să vă arăt, frate. Mamă, câte posturi făceam atunci și mamă, câte posturi îmi luam atunci. Păi, Blue Baghet, acum contul e bana 90 pentru AIM bot. Da, e mai puțin important, uite sancțiunile, frate. Cheat stv. Măcar băieții au fost să sărăsă-mi prindă rank-ul. Uite, Sunshine, da? Și că, hai să vedem, ușor calmați-l cu un mute, un mute, mă rog. Aici, ce prost e ANSO, 0509, deci sancțiune de acum 4 cu 3, 7 luni. Și aproape 7 luni. Deci, de aproape 7 luni e chestia asta, da? Pe tine să te calmezi, să nu te mai bași cu ambulanța pe contrasens și să mai dai jos de, și să mă dai jos de pe motor nici nu aveai girofarurile deschise. Bă, ce prost eram atunci. Adică bine, eram uftica, că și nu aveai nici girofarurile deschise. Nici nu mă puteam ține să o băgat pe mine eu direct. Ce prost. Eu eram cu pizza, o. Dar mă rog, uite, frate. Și aici am dat mute. Mut-e-ed. Așa. Ultimele mele sancțiuni, mute, dar ești pentru spune aici, 75 de minute, limbaja. Iau, deci tot ce prost, deci eu la toți le ziceam ce prost, frate. Uite, s-o băga băiatul mine, ce prost. Deci și tot timpul ziceam ce prost. Tot de vreo 7 luni, mă rog, hai să vedem. Autoclicker, ce am făcut, nenicule? Speedhack, aici când am băgat speed-ul, v-am și zis că am băgat speed? Limbaj neadecvat. Hai să vedem ce limbaj neadecvat. Hai să luăm ceva, oricum nu mai ajung la ținuan și frumos arate fumii acolo. Na, pui mei. Poți să le edit? Serios? Lol. You can... Da. Ok. Hai să vă arăt. M-aș și zici la măta gunoiul drăchiu. Nici nu mă puteam abține. Mi-a zis cineva. M-ar și zici la măta gunoiul drăchiu. Nici nu mă pot abține. Câteodată. Acum mă pot abține, că trebuie, m-am făcut mai mare, m-am băiat cu mintea alea. Banned, limbajul reclamație, ce căcat, coaie. Ce, ești la dat copile, ce staf am jignit-o pe mă, da, ideea mi-a prins. Mamă, dar retardat eram, aici le jură pe bike. Dă-i mă, unde? Să moară măta, mai dăm un armai, mai dă una să moară măta. Așa, jignirii staf, mi-a dat, ok. Ce chiar mă luam de FPS-urile lui în puii mei? Adică puii mei, ce contează ce PC ai până la urmă? Ia. Ia. Reclamații, salut, dovezi în salut, Raul Manevra. Aici așa e, muie. Aici mi-a dat mute. Nu, eu vreau să fac 2 din 3, uite că acum am 2 din 3 și am și ban 90. Uite, 2 din 3, vezi? Asta vreau eu să fac practic. Chiar dacă am fost un retardat. Și nu mai am nicio mașină pe... Practic ăsta e contul ăla care am jucat Blue, care pe contul ăsta am filmat eu primul episod de Sam. Pe contul ăsta. Primul episod mă refer din seria asta, care are 100 de episoade.
Da, eu am episoade pe canalul de YouTube din 2013, de Sam. Și de pe Bizon. Hai să vă arăt. Oho, bunici. Bunicel. Cine? Nu chiar mă uit la el, e de treabă. E de bine de treabă, e face review-uri ca lumea. Hai să vă arăt aici. Bătaie pe Bizonii. Nu. Știu că era un episod din 2013 pe Bizonii. La un supremo, nu găsesc. Bătaie. Sper să nu găsesc altceva pe aici. Uite, cea mai mare bătaie. O să dau sunetul pe off, că e melodie cu copyright. Ia uite. Aveam și sobul în bara, să moară familia mea. 2013. Ia uite, 2013. Vezi? Și am videoclipuri foarte vechi. Și îmi dăduse mânutul ăla și am 300 de vizionări. Cine pui mie s-a uitat la chestia asta? Nu aveam 10 FPS-uri, cât aveam? 14 FPS-uri. Păi, și nebun. Ai văzut că aveam calculatorul la vechi, azi din câți abonați mai avem băieții 3000, 4536, mă rog. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe, uite și canalul lui fratele meu care nu mai postează pe el de nu știu cât timp, dar nu contează. Nu o să mai posteze, nu cred că mai postează fratele meu, că nu prea mai are timp. Adică nu, prea, nu mai am eu timp să-i pregătesc programul de filmat și alea, ai mai chef. Și ăsta e canalul de dovezi, by the way, dacă vreți să vedeți aici ce dovezi pun eu când îmi face cineva post, că de multe ori sunt post hunterii retardați, că nici măcar nu știu să fac un post. Uite, de exemplu, aici un demeist prost care și-a dat disconnect, dar i s-a văzut numele, uite, fain. Deci mergea în liniște, da? Am luat, uite, aici s-a văzut numele, da? Ia uite-l. Mă rog, i s-a văzut numele, da? Și aici când întorc, uite, m-am omorât, dar i s-a văzut o secundă numele, fain. Nici o secundă, m-am întors, ia uite numele, Power I0. Da, și și-o luat DM. Și-o luat, am un dislike, hai dau și-o dislike, așa. Mă rog, fraților, sper că m-am apucat acest episod. Dați-vi un subscribe la canalul de dovezi, dacă mai aveți să veniți acolo cum mă cert eu cu băieții. Da, și noi ne vedem la viitoare. Salut!